Competitorii electorali contra candidații dumneavoastră susțin ca au listă curate. Care este profilul candidatului Alde? Experiențele din, ultimii, din ultimile 12 luni ne arată un lucru absolut remarcabil, și anume că, așa zis, annoirea clasei politice Trebuie să presupună mai multe lucruri, trebuie să presupună corectitudine, tra transparență, corectitudine, onestitate, dar trebuie să presupună și pregătire, capacitate uh, politică, experiență. Așadar, în momentul în care am alcătuit listele noastre, ne-am uitat la profilul oamenilor și la ceea ce au fost până acum capabili să facă. Uh, Vă spuneam că listele noastre cuprind numeroși foști parlamentari care s-au distins în activitatea parlamentară sau oameni care au făcut parte din guverne succesive și au trecut proba de foc. Nu putem să guvernăm o țară cu oameni care sunt practic ieșiți de pe băncile școlii și ei, sigur, vor ajunge în pozițiile de decizie și de responsabilitate, dar după ce vor parcurge, aș spune, niște etape. Nu putem, eu nu pot să înțeleg dorința unui tânăr care a terminat de pe băncile facultății și atunci când este întrebat ce știe să facă, îmi spune, vreau să fac politică vrei să faci politică cu o singură condiție. Dacă ai demonstrat că în viața profesională ai reușit, dacă ți-ai făcut un bun renume. Acest bun renume înseamnă, sigur, și profesional și moral. Sunt două condiții care trebuie să meargă mână în mână. Acțiunea pentru un parlament curat vă contestă din interiorul partidului. Vă afectează această dispută internă în alegeri? Acțiunea la care vă referiți a fost o Inițiativa a trei persoane, care este evident nerelevantă la nivelul unui partid și care au fost manevrați de cei din Partidul Național Liberal, probă că se regăsesc pe listele acestui partid la alegerile parlamentare. Deoarece nu-și găseau locul din cauza lipsei de performanță pe listele noastre, au gândit că pot să-și facă să-și servească, aș spune, stăpânii în acest fel degradant. Dar disputa internă vă afectează? N-am observat să existe o dispută internă. Avem o uh, bună colaborare între toți colegii, între toți cei care fac parte din conducerea partidului, fie la nivel central, fie la nivel local.